Sfântul mucenic Epimah, un om simplu și evlavios, și-a dat sufletul în mâinile Domnului pentru mărturisirea credinței creștine. Țara de origine a Sfântului Epimah a fost Egiptul. El s-a născut la El Farma sau Pelusius. În tinerețe a deprins meșteșugul țesutului. Își ducea viața în simplitate și smerenie, câștigându-și traiul din lucrul mâinilor. Fiind un tânăr evlavios și observând în el însuși aplecarea spre viața duhovnicească solitară, a hotărât să se lepede de lume și să meargă într-un loc izolat, unde, în liniștea pustiei, să se poată dedica nevoințelor ascetice și rugăciunii. Această separare a sa de lume nu a însemnat faptul că a fugit de responsabilitatea mărturisirii, ci, dimpotrivă, tânărul Epimah recunoștea fără ezitare în fața guvernatorului local, numit Apelian, faptul că este creștin. Mai mult, ca să ilustreze necredința sa în zeitățile păgâne, a făcut un gest simbolic al acestei mărturisiri, dărâmând un idol. Acest lucru a atras fără îndoială mirarea și mânia păgânilor. A fost aruncat în temniță, iar apoi a fost judecat, dându-i se șansa de a-și recupera libertatea dacă jertfea zeilor. Epimah a rămas fidel credinței sale, preferând moartea în locul lepădării de Hristos. A fost mai întâi torturat, încercându-se prin aceasta convingerea sa. Bunul Dumnezeu, pentru a întări și încredința pe creștinii care erau de față de adevărul mărturisirilor, a rânduit săvârșirea unei minuni. În timp ce Epimah era bătut, o picătură din sângele său a stropit fața unei copile nevăzătoare. Aceasta și-a recăpătat astfel vederea. Istovit de aceste chinuri, Epimah și-a dat sufletul în mâinile Domnului. Creștinii au reușit să ia prețiosul său trup și să-l ducă înapoi la El Farma. L-au îngropat după cuvință, iar când timpurile au permis, au ridicat în acel loc o biserică dedicată Sfântului. Pilda Sfântului Epimah este că, indiferent de vârsta, de meseria, proveniența socială a fiecăruia, mărturisirea lui Hristos ne poate uni. Sunt locuri în lume în care creștinii sunt uciși pentru credința lor, la fel ca în perioada în care a trăit Epimah. Noi însă suntem chemați să mărturisim lumii prin faptele și trăirea noastră, dragostea de Hristos, iar aceasta trebuie să fie atât de intensă, încât să fim dispuși să murim pentru ea, la fel ca Sfântul Epimah.